Bine v-am găsit! Întrebarea întâlnirii noastre de astăzi este: de ce am trigliceridele mari? Care ar fi cauza principală a trigliceridelor crescute? În primul rând, trigliceridele sunt grăsimile din sânge. Aceste grăsimi trigliceride circulă prin sânge, transportate de VLDL. Vă aduceți aminte de LDL, VLDL și HDL când am vorbit despre colesterol. VLDL, Very Low Density Proteins, adică lipoproteine cu densitate foarte scăzută. Aceste lipoproteine sunt niște curieri care transportă, deci, trigliceride. Trigliceridele, deci sunt un tip de grăsime din sânge, dar mai sunt ceva, și anume sunt și principalul compus din celulele adipoase, din adipocite. Grăsimea de pe corpul nostru este un loc de depozitare, putem spune, pentru trigliceride. Surplusul de calorii nefolosit va fi depozitat în țesutul nostru adipos sub formă de trigliceride. Însă, nu grăsimea din ceea ce mâncăm noi zilnic, din alimentele consumate, provoacă trigliceride mari. Nu grăsimea, ci carbohidrații și combinațiile de carbohidrați rafinați cu zahăr și cu grăsimi trans. Asta ar trebui să fie așa, cum mai spuneam și în alte întâlniri, scris pe frigider. Deci, când carbohidrații se transformă în trigliceride cu ajutorul insulinei. Când am trigliceride mari, în situația aceasta de rezistență la insulină, de prediabet, insulina nu mai poate lucra bine, devine disfuncțională, chiar dacă este disponibilă. Pentru că insulina nu mai poate regla zahărul din sânge, care ar trebui menținut până la 100 de miligrame pe decilitru, și acest fapt menține glucoza din sânge foarte ridicată și are loc astfel o conversie mare în trigliceride. De fapt, noi când mâncăm prea mulți carbohidrați, în special rafinați, prea multe făinoase, alimente procesate, zahăr, făină, cum vedeți în această listă pe care v-am mai arătat-o, prea multe produse de patiserie, prea multe deserturi, toate aceste produse consumate zilnic, frecvent, în cantitate mare, se vor transforma foarte rapid în trigliceride și în LDL, în colesterol rău. De ce? Pentru că rezervele de glucoză devin supraîncărcate și pur și simplu nu mai avem unde depozita glucoza. Și atunci este convertită deficat în trigliceride. Și când consum prea multe siropuri, prea multe băuturi zaharoase, smoothies, shake-uri, prea multe fructe dulci cu multă fructoză, toate acestea vor fi de asemenea convertite în trigliceride, în ficat, și este valabil și pentru alcool. Și alcoolul este transformat total în trigliceride. Pe de altă parte, când țin diete de slăbire, deci cu un aport mic de grăsimi, nu scot grăsimile din alimentație, atunci corpul va transporta și va produce și mai mult colesterol, va determina astfel creșterea colesterolului, deci va produce în interior, pentru că nu primește din afară și trebuie să ajungă la cele 3000 de miligrame de colesterol, cum am discutat în alte întâlniri. Și în această situație, trigliceridele sunt scoase din rezerve și degradate în LDL, adică în colesterol rău, pentru a fi transportate. Dar când mâncăm
mai puțin carbohidrați, puțin înseamnă să spunem 40 de grame de carbohidrați pe zi, asta înseamnă două felii de pâine, poate înseamnă foarte puțin, dar când spun puțin carbohidrați, mă refer până la 40 de grame. Deci, dacă scoți cele două felii de pâine, 40 de grame rămân în forma carbohidraților complex și în forma salatelor și a legumelor. Deci, când mâncăm carbohidrați, să luăm exemplul acesta, până la 40 de grame, trigliceridele vor scădea magic, brusc, imediat. Și mai mult de atât, reducerea carbohidraților va contribui și la creșterea HDL, colesterolul bun. Deci soluția nu ar fi medicația pentru reducerea trigliceridelor. Evident, dacă ai o valoare de 1000 mg la decilitru de trigliceride, sigur că e nevoie de medicație, dar eu vorbesc așa, analize de câteva sute de trigliceride miligrame pe decilitru. Dar ajung și la ce înseamnă nivel normal și crescut. Deci, soluția nu ar fi medicația pentru reducerea trigliceridelor de 300-400, să spunem, ci schimbarea, câteva modificări, câteva intervenții în stilul de viață, care nu cred că sunt dificile, și anume reducerea carbohidraților. Începem poate cu 50 de grame și apoi ajungem la 40 de grame și cu mai multă mișcare, câteva exerciții. S-a demonstrat în studii, dacă exersezi o săptămână la rând, zi de zi, doar exerciții făcând, trigliceridele pe măsurare în analize scad la jumătate. Pentru că trigliceridele sunt reduse și cu ajutorul exercițiilor, fiind o sursă de energie, așa cum este și glucoza. Și atunci când facem mișcare, când facem exerciții, mușchii folosesc trigliceridele ca sursă de energie. Deci putem face un experiment o săptămână, două, și cred că oricine cu trigliceridele mari, dacă va tăia din carbohidrați, va introduce, știu eu, câteva exerciții, poate mers pe jos, trigliceridele vor scădea imediat și le puteți și măsura în analize. Vorbind de analize, o idee foarte utilă, cred eu, înainte de a merge, de a face analizele, ar fi foarte indicat o zi de post intermitent. Astfel, testarea nu ar fi foarte afectată, pentru că nu te duci cu burta plină la a testa profilul lipidic, adică trigliceride și colesterolul total, LDL, HDL, VLDL. Când spun burta plină, înseamnă chiar a mânca în preziua testării. Deci, chiar vă propun să faceți această încercare. Să mergeți pentru profil lipidic, nemâncați 12 ore, cel puțin, înainte de 8 dimineața, înainte de testare, și veți vedea rezultatele, cel puțin la trigliceride, foarte modificate în bine. Mai mult de atât, nu este indicat nici a se bea cafea. Cafeaua stimulează eliberarea de trigliceride. Deci aceste analize pot fi foarte ușor influențate de ce se întâmplă în preziua testării. Nivelul trigliceridelor arată așa, un nivel normal mai mic de 150 mg pe decilitru, dar eu cred că dacă ai trigliceride de 145, chiar ar trebui să te preocupe lucrul ăsta.
între 150 și 200 cu risc, se spune ușor, e un interval de graniță, dar cred că ar trebui să fie totuși o preocupare în continuare mare. Între 200 și 500 cu risc mare și peste 500 risc sever. Este extrem de important să măsori nivelul trigliceridelor periodic, pentru că nu ai niciun simptom, nu ai niciun semnal. Pur și simplu nu poți să-ți dai seama că stai prost cu trigliceridele și ar fi bine să fie efectuate aceste analize, cred eu, la 6 luni, dacă mai ales s-a creat precedentul, ai avut cel puțin în ultimul timp o valoare prea mare. Când facem profilul lipidic, vine la pachet cu, deci cum spuneam, cu colesterolul și cu fracțiile de colesterol și atunci putem să și calculăm acest raport între trigliceride și HDL și colesterolul bun și dacă acest raport este sub 2, atunci poți să stai liniștit, este bine. Dar dacă este peste 2 și mai mult mai sus de 2, trebuie să reduci carbohidrații. Cred că altă soluție imediată, rapidă, nu este. Mai există o situație și anume mai specială, poți să ai o problemă ereditară metabolică și atunci să ai trigliceridele crescute, independent de stilul tău, dar această situație este destul de rară. Însă se manifestă prin apariția unor pungi de grăsime sub ochi sau chiar pe ploape. Sunt ca niște noduli de mici de grăsime, niște depozite, care chiar au un nume, se numesc xantoame. Și atunci situația este mult mai complicată și necesită o evaluare mult mai serioasă. Alte cauze potențiale ale trigliceridelor mărite, din păcate, trebuie să menționez că este hipotiroidismul. Deși în Hashimoto este foarte posibil să ai trigliceridele mărite, chiar dacă nu consumi așa mulți carbohidrați, pentru că hipotiroidism, în primul rând, înseamnă metabolism lent și insuficienți hormoni tiroidieni vor afecta nivelul trigliceridelor. Deci odată ce reglezi tiroida, vei vedea acest lucru și pe analiza de trigliceride. O altă situație în diabet de tip 2, în hipertensiune arterială, în probleme renale și în probleme ale pancreasului. Și mai există și această posibilă cauză pentru trigliceride mari și anume deficiența de bilă. Fie ficatul nu produce suficientă bilă, fie există un blocaj la nivelul vezicii biliare, fie nu există suficiente săruri biliare secundare, adică nu avem un microbiom suficient de diversificat, pentru că sărurile biliare secundare se produc în intestinul gros, în microbiom. Și această situație poate fi o cauză de colesterol crescut, de trigliceride mari. Și ultima cauză pe care vreau să o menționez este excesul de medicație, prea multe diuretice, un tratament hormonal cu mult estrogen, și de asemenea medicația pentru tensiune arterială poate avea influența asupra nivelului de trigliceride. Deci concluzia acestei discuții, de ce aș avea trigliceridele mari? Răspunsul este din cauza carbohidraților, excesului
de carbohidrați rafinați și a zahărului, dacă vei reduce carbohidrații, trigliceridele garantat vor reveni la un interval normal. Regula cea mai simplă este fără carbohidrați, fără zahăr, fără transgrăsimi și mai multă mișcare. Deci nu grăsimea alimentară, nu grăsimea din ce mâncăm ar fi problema, ci carbohidrații rafinați și zahărul sunt marele dușman pentru trigliceridele mari. Mulțumesc, la revedere!